Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Sabina Strugariu, psiholog, psihoterapeut integrativ și psihoterapeut pozitivist și astăzi vom vorbi despre fericire. Vom vorbi despre un autor foarte cunoscut, Sean Eckhart, care a scris Avantajul fericirii. Sean Eckhart, un autor american, speaker internațional, speaker cunoscut pentru susținerea psihologiei pozitive, iar cartea de față despre care vorbim astăzi, Avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, acest volum, această carte a inspirat unul dintre cele mai populare discursuri, marca TED Talks, ținute vreodată. Sean Eckhart dezvăluie în detaliu felul în care reconfigurarea creierului uman pentru a găsi calea către fericire ne facilitează reușita atât în carieră cât și în viața personală. Sabina, cum ne ajută psihologia să ne educăm mintea, să ne, de fapt aș spune, să ne reeducăm, să ne reeducăm mintea și creierul către o imagine pozitivă asupra vieții, să eliminăm acele, aș spune eu, deșeuri, acel balast, bagaje toxice, emoționale, autosabotoare, convingeri limitative, credințe limitative, pe care, iată, le dobândim în copilăria noastră, în relația, mai ales în relația cu părinții și, bineînțeles, că venim cu ele în relații, dar și în viața noastră de zi cu zi. Păi toată viața noastră de zi cu zi e despre relații, indiferent că sunt relații de familie, de cuplu, nu la muncă, totul este o relație, totul este relaționare și interrelaționare. Păi, cred că primul lucru pe care îl face psihologia sau îl poate face pentru noi este să ne ajute să devenim, să ne putem observa, de fapt, să putem să ne observăm din afară, da? Să putem să observăm toate aceste lucruri. Pentru că, vezi tu, noi vorbim despre educație sau lucrurile cu care am rămas, tipare, și că noi tot timpul vorbim despre toate aceste mecanisme și tipare și credințe vechi și nu ai cum să schimbi, pentru că de fapt asta este ceva ce nu înțelegi. Da? Ca să poți să schimbi ceva, e nevoie să conștientizezi. Da? Chiar și în... Cred că așa și începe cartea cumva legat de treaba asta cu, știi, avantajul fericirii este să poți să identifici acest mit că dacă muncești mai mult o să ajungi la un moment dat să primești ceva. Nu, noi avem aceste credințe dacă, și această credință prin educație. Dacă sunt cu minte, o să mă iubească mama mai mult sau tata. Dacă mănânc tot, o să primesc desert. Dacă iau nota cu tare, o să primesc o recompensă. Cumva această idee că binele este o recompensă pentru un sacrificiu pe care îl faci. Adică nu există, n-ai cum să te simți bine decât dacă bifezi niște lucruri. Da? Și cumva această păcăleală, noi ne dăm seama la un moment dat când creștem și ajungem adulți și ne dăm seama că undeva s-a întâmplat ceva. Pentru că noi am muncit, am ajuns unde ni s-a promis că dacă vom ajunge vom fi fericiți, dar nu suntem și atunci ne setăm un obiectiv mai mare. Da? Mașina mai mare, casa mai mare, un job mai bun, o promovare, următoarea relație. Da? O vacanță mai exotică. Exact. Și cu cât, da, dopamina crește, pentru că în momentul în care facem acest plan, apropo de iarăși unde ne ajută psihologia, este să putem să ne uităm la noi și să știm cum funcționează creierul nostru, ce se întâmplă în creierul nostru în momentul în care acționăm într-un anumit fel sau simțim anumite lucruri versus față de anumite situații sau experiențe. Da? Dopamina crește și ne promite că asta se și numește dopamina, eroarea de predicție a recompensei. Da? Vine acest hormon mic și spune, să vezi cum o să te simți. Da? Și cumva fericirea e ceva ce se întâmplă sau că se întâmplă. E ceva ce putem alege. Alege nu în ideea în care, că și asta, vezi, psihologia pozitivă nu este despre fericirea la modul absolut. O să faci un lucru și o să despre a
îți setau un anumit mod de a privi viața. Da? De a privi viața ca fiind mai degrabă plină de resurse, da? Ca asta, schimbarea este posibilă, ca asta este fericirea posibilă, asta e și întrebarea, nu? Avantajul, asta e întrebarea în care este fericirea posibilă și dacă da, cum putem să ajungem să fim fericiți? Nu pentru că ne condiționăm de anumite lucruri, ci din starea de fericire să putem să creăm și să construim anumite lucruri. Al doilea principiu în, semnalat în carte, în Avantajul Fericirii, de către Sean Eckhart, al doilea principiu în teoria lui este punctul de sprijin și pârghia. Se referă la ajustarea concepțiilor așa încât să obținem mai multă împlinire și bunăstare, stare de bine, prosperitate, să spunem. Ce înseamnă, de fapt, această ajustare a concepțiilor, respectiv lucrul cu distorsiunile cognitive? Păi, ne întoarcem la credințele cu care venim. Majoritatea dintre noi, până la o anumită vârstă, avem o poveste. Da? O poveste creată despre cine suntem noi, cum sunt oamenii, cum este lumea. Da? Această concepție vine pe baza unor credințe care pleacă din educație. Din educație, din cultură, din sistemul în care ne-a format până la urmă. Da? Care ne-a format într-o perioadă în care noi nu am avut nimic de spus. Copiii sunt niște bureți, da? Sunt și absorb multe lucruri, dar și pot să fie modelați. Da? Până când la un moment dat suntem atât de plin de informații, pentru că chiar spune în carte, știi, e o întrebare apropo de cum ajungem de la informare sau informație la transformare, da? Și cumva asta înseamnă ajustare, înseamnă să transformi o poveste, să iei o poveste, da, care încă se scrie, că nu s-a de atâta timp cât noi suntem în viață, da, noi la un moment dat ajungem, dacă povestea noastră are un narator din exterior în primă fază, care ne spune care sunt normele, care sunt regulile, ce se așteaptă de la noi, ce e de făcut, care sunt reperele, cum sunt ceilalți, de la un punct încolo, noi începem să luăm niște decizii, să alegem care din informațiile astea, ce din tot ce a venit înspre noi de-a lungul vieții, e de păstrat și ce e de dat la o parte și ce e de adus. Da? Distorsiunile cognitive sunt aceste credințe care s-au format la un moment dat nu neapărat în acord cu realitatea sau nu neapărat în acord cu potențialul nostru. Da? Dacă un profesor sau un părinte sau un frate, nu știu, la un moment dat a ajuns să spună un lucru despre noi, să zicem că nu suntem buni la matematică. Da? Dacă tu auzi chestia asta ani și ani și ani și ani și ajunge să fie o credință despre tine, dar este o credință care se formează, nu știu dacă neapărat, să zicem că nu e bazată pe realitate 100%. Poate pur și simplu în momentul în care cineva ți-a spus că nu ești bun la matematică, nu ai înțeles ceva, ai rămas blocat în neînțelesul ăla, ți-ai însușit și tu credința asta și refuzi, ai ajuns să refuzi, nu te mai ajustezi, adică nu mai încerci, nu mai te expui și nu mai explorezi. Da? Și rămâi cu credința asta, iar pârghile, el spune că pârghile sunt aceste lucruri de care noi ne agățăm, da? Ca să ne schimbăm punctele astea de reper, care nu sunt doar punctele de reper, nu sunt niște date absolute. În momentul în care un punct de reper sau o credință pe care o ai îți face rău, da? Sau încerci și vezi că nu iese nimic, e nevoie de o schimbare, că aici e. Și atunci e nevoie să căutăm aceste pârghii, să ieșim din distorsiune, să încercăm să înțelegem, ok, ce pot să fac diferit? Și dacă eu nu știu unde în lumea din afară mă uit, pe cine întreb, pe cine mi-au drept model, ce citesc, ce ascult, pentru că există de fapt foarte mult potențial. Între cele 7 principii esențiale, fundamentale, enunțate și discutate de Sean Eckhart în această carte, în Avantajul Fericirii, uite, am mai ales al 5-lea principiu, cercul lui Zorro. El face și niște referiri la filmul celebru pe care îl știm, în care a jucat Antonio Banderas în rolul lui Zorro și maestrul său, nu mai rețin minte numele, dar pe actorul este Anthony Hopkins. Și el spune așa despre cercul lui Zorro, de fapt
acest principiu vine cu întrebarea și apoi, bineînțeles, cu găsirea soluției, cu rezolvarea, cu răspunsul. Cum putem să ne concentrăm pe sarcini mici și ușor de gestionat, extinzându-ne treptat cercul pentru rezolvarea unora mai dificile? Cum spuneam noi înainte de a începe această înregistrare, cartea aceasta, pentru că sunt lucruri până la urmă cumva știute, dar puse într-o formă interesantă și într-un limbaj foarte accesibil publicului larg, nu este pentru specialiști, doar pentru psihologi, citind din carte, mi-au venit idei. Și zic, uite mă, ideea pașilor mici. Zic, să nu spui că încep și eu acum să vin cu tot felul de pași sau de principii de funcționare. Ideea pașilor mici, step by step, adică îți propui niște obiective mici, dezirabile, de ușor de îndeplinit, da? Ca apoi să treci la următoarea etapă. Și iarăși o chestie interesantă, efectul de bumerang. Ce e în interiorul nostru și în mintea noastră și dăm afară, da? Este de fapt e ca o oglindă și relațiile noastre sunt ca un soi de oglindă. Asta practic noi și primim. Adică până la urmă suntem sau devenim ceea ce gândim. Da, e foarte adevărată treaba asta, de asta cred că e atât de important să putem să ne ajutăm unii pe alții în oglindirea asta, să ne vedem mai realist și să putem să ne ajutăm să ne înțelegem cumva, să înțelegem cum funcționăm, să înțelegem pe ceilalți și cumva să învățăm, să invităm să ne înțeleagă și pe noi când vorbim de cum ne-am format, care sunt credințele, faptul că dacă eu vin dintr-o anumită structură sau dintr-o anumită familie și am anumite credințe și mă întâlnesc cu tine și vorbim și ne dăm seama că nu avem aceleași valori, de multe ori lumea se blochează aici, apropo și de pașii mici, știi? Pașii mici sunt și în relații, și în activități, și în orice, da? A lua câte puțin, a te îndrepta puțin câte puțin, a-l cunoaște pe celălalt puțin câte puțin și a înțelege ce se întâmplă în spate și unde anume vrem să ajungem, în orice direcție ne-am îndreptat, da? Cum facem ceea ce facem? În mare parte, cred că modul în care este construită societatea acum este bazată pe foarte multă fantezie în ideea asta de a obține maximizarea asta, a obține maximul, a avea succes înseamnă, da, nu ai succes decât dacă, nu știu, ai și cea mai perfectă relație, ai și cel mai perfect job, ai și cea mai bună mașină, ai totul este la superlativ. Altfel, nu poți să fii fericit sau nu ai cum să... și dacă se poate să le ai pe toate odată și de la o vârstă fragedă, nu știu, ai primul job, așteptările sunt să ai cea mai bună experiență, să nu greșești, e atât de multă presiune în ideea asta în care totul se obține dintr-o dată și după aia nu se mai face nimic. Da? Când de fapt ideea asta și cred că toată ideea asta a psihologiei pozitive legate de plăcere și de sens și de satisfacție, da? Că despre asta e vorba, e să le construim din aproape în aproape, un pic câte un pic. Există niște etape, există niște pași pe care cumva tehnologia, internetul uniformizează, știi? Pentru că toată lumea are acces la tot ce face oricine altcineva, indiferent de contextul din care provine, de vârsta pe care o are, de experiență, ne uităm la cineva și avem impresia că am putea să facem și noi sau mai rău, ar fi trebuit să fi făcut deja pentru că cineva în universul ăsta a făcut-o. Dar contextul întotdeauna diferă și spune ceva despre unde suntem noi și e nevoie să pornim de la ce avem și după aia facem un pas. Da? Și oamenii care consideră că pașii sunt prea mici sau prea puțini este pentru că focusul lor, da, atenția lor este pe ultimul, obiectivul final, da? Dar atunci când urci un munte, da, dacă te uiți numai în sus o să te împiedici și o să cazi, da? Dar pas cu pas, bineînțeles, tu știi unde vrei să ajungi, ai o idee, poate nu știi exact cum arată muntele, că nu te mai urci dacă ți-e clar, da? Știi că ai o așteptare, ai o fantezie. Dar ca să poți să ajungi acolo, faci câte un pas, faci câte un pas, faci câte un pas.
Despre asta e vorba. Asta, în mintea mea, asta e asta cu, știi, asta înseamnă pași mărunți, înseamnă să poți să fii atent în prezent la lucrurile pe care le faci, fără să pierzi din minte faptul că ai un obiectiv care este poate în timp, în spațiu, undeva în afara ta și înaintea ta. Și mai e o chestie, că mai este un principiu care mi se pare că se și leagă cu asta, regula de 20 de secunde, da? În care spune, mi se pare, asta mi se pare atât de important, apropo de, e nevoie de atât de puțin, să faci o schimbare, e chiar poate mai puțin de 20 de secunde, este să te așezi în starea aia în care efectiv să faci ceva. Da? Acele 20 de secunde care sunt atât de importante și pe care, dacă noi ne simțim lipsiți de motivație și, da, un pas mic, da, dacă te gândești la un pas mic, 20 de secunde, zici, mă, e suficient timp pentru a mă direcționa spre ceva. Dar dacă te gândești că trebuie să ajungi să ai nu știu câți bani în cont și așa, 20 de secunde înseamnă nimic. Începi să gândești, da, lista de to-do pe 7 ani de acum înainte. Da? Și ajungem să ne pierdem în presiunea asta și ajungem să trăim într-o stare de nefericire perpetuă, vânând o fericire posibilă, potențială undeva, în timp ce avantajul fericirii este că dacă ne punem în starea, și cumva asta e ce sugerează Sean în carte, că e, da, statistic, științific, da? Toată ideea asta că fericirea amânată și recompensată nu este știi, nu este dovedită ca fiind realistă. Da? Starea de a face lucrurile, dacă ai o stare de bine, și starea de bine este pentru că ești în procesul în care încerci să obții un lucru, nu doar obținerea lucrului respectiv este important. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre fericire, pe marginea cărții Avantajul fericirii, de ce fericirea garantează succesul și cum să ne antrenăm creierul pentru a fi fericiți, de Sean Ecor, o carte publicată în colecția Alter Ego a editurii Herald. A fost alături de noi și mulțumim foarte mult. Sabina Strugariu, psiholog, psihoterapeut integrativ. Dragilor, noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă, o zi plină de sens, plină de fericire, de bucurie și, bineînțeles, recomandarea pe care vă facem amândoi, și eu și Sabina, citiți această superbă carte a lui Sean Ecor, Avantajul fericirii. Să aveți o zi frumoasă, la revedere, numai bine!